clar, stați puțin, paralelismul, ca să spun cum ne dezvoltăm paralel. Acolo este Machiavelul, nu este Neagoi Basarab. Și Neagoi Basarab vorbește anistoric. Adică e rupt aproape din istorie pronunțirea creștinismului domnitorul creștin. Și el dă o, ca la electrocardiogram, așa, ca la o scanare din asta. Și îi spune lui Fiuzu, la început a fost tăcere. Iar după tăcere este oprit. Și comentează Constantin Noica, da, este perfect, pentru că toate religiile și toate tehnicile, chiar apuseni și toate filozofiile, au o metodologie. Este tăcerea și după tăcerea este oprire. Tăcând, lumea se oprește. Atunci s-a împărțit lumea în două. De ce? Pentru că tot sistemul filozofic de tip occidental sau sistemul oriental, după această tăcere la ei este întâlnirea cu spiritul sau cu conceptul, ca la Hegel. Ai tăcut, este oprită istoria lumii și atunci au văzut conceptul, au văzut spiritul. La noi nu! De ce n-ai voie basara? Este tăcerea și apoi oprire. Și după oprire urmează umilință și plângere. Și după plângere urmează smerenie. Și după smerenie urmează, nu, urmează frica. Și după frică urmează smerenia. Și după smerenie urmează socoteala cea dreaptă pentru lucrurile care vor veni. Atenție! Și după socoteala cea dreaptă apare dragoste. Iar dragostea este limbajul omului cu plângerii și astfel află omul că nu-i departe de Dumnezeu. Eu vreau să îmi lămuresc partenerul de discuție. Dumnezeu, luați acest cal și vă dați, o să spună foarte, ce faci cu chestia asta, oprire, tăcere, neputință, nu știu ce putere în Parlamentul European. Ineficiență totală! În aparență. Să știți de la mine, eficiența pe moment aduce tragedii. Mai urmează tragedii. Comuniștii erau foarte eficienți. Vreau să vă dau un exemplu de eficiență imbeciloidă de comunistă. Acum câțiva ani de reflex comunist care se rezolvă tot într-o regulă, s-a fost o explozie pe o șosea, dacă mai țineți minte, o nenorocire care au murit și pompierele, ce au murit și oameni. Am chiate, imagine sunt catastrofice, pentru că plângea lumea, era cutremurată, era cu mână, acolo oameni strătecați. Și după două zile, era o babă care o întreba acolo, ce s-a întâmplat, că maică, au tras cu ciment peste tot și mai erau oameni, mai erau reste. Dom'le, nu faci procesiune religioasă, categorică, deci și domnul și-o primează ce trebuie să o iubire. Da, dar și-o primează, că mi se pare că a fost o ființă umană. Bun, asta trece, că mă bagă la sectat. Dar o grijă a tainii s-a întâmplat ceva. Repede, ciment! Raportă, asta vă s-au cu tremur. A căzut blocul pe ei.